Bună ziua! Cum vă numiți? Dumneavoastră? Pentru ce ați venit astăzi aici? Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Vișnuia să mergeți cu copilul periodic la doctor? Au fost acum descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Da, dar ea puțină. Veți merge mai departe la specialist pentru asta? Da. Înțeles. Ce clasă ești? O să mergi și tu la liceu? Da. La ce liceu o să mergi? Ce cum? În Craiova? Da. Înțeles. Dumneavoastră aveți posibilitatea să o susțineți? Da. Tu ce vrei să faci când o să fii mare? Exerciții. Bravo. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești mai departe? Da. Înțeles. Ai lipsit anul ăsta de la școală? Bravo. Bine, vă mulțumim. O zi bună. Bună ziua. Ziua. Cum vă numiți? Stoicu Constantin. Stoicu Alin. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control medical. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Foarte bun. Obișnuia să mergeți cu copilul periodic la doctor? Nu. Au fost acum descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Nu. Educația copilului vi se pare importantă pentru viitorul lui? Da. Îl urmăriți dacă își face temele, vă interesă de situația școlară? Da. Ți-ți place să fii la școală? Da. Care este materia ta preferată? Matematică. Ce clasă ești? A șase. Și vrei să mergi mai departe la liceu? Da. Veți avea posibilitatea să-l susțineți? Da, așa cred. Ar trebui, de fapt, să... La liceu în Craiova ar trebui să mergi, nu? Da. Ai lipsit anul ăsta de la școală? Da. Bravo. Ai primit acolo un ghiozdan de la noi, o să-l folosești la școală? Da. Bine, vă mulțumim. O zi bună. Bună ziua. Această activitate în localitatea dumneavoastră? Bine. Foarte important. Adică ar trebui să fie mai multe controle de genul. Dumneavoastră obișnuiați să mergeți cu partea periodic la doctor? Nu prea. Nu am avut probleme de sănătate. Și acum au fost descoperite probleme pe care nu le știați? Nu. O anemie. Veți merge mai departe la specialist? Da. Considerați educația copilului importantă pentru viitor? O ajutați la teme? O urmăriți dacă și învață lecții? O urmărim, dar își face temele singuri. Nu ajută, nu are nevoie să discute. Tu ce clasă ești? 8-a. Și vei merge mai departe la liceu? Da. Unde mergi la liceu? La liceu la Elena Cuza. Craiova. Craiova? Da. Aveți posibilitate să susțineți fata mai departe? Da. O să stai acolo la cămin, gazdă sau trebuie să facă naveta? Vedem, gazdă sau cămin. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Bucat. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școală? Sigur. Bine, mulțumim. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Teti Florentina Roxana. Pentru ce ați venit astăzi aici? Vreau o analiză de fetii. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Mi se pare destul de bine. Dumneavoastră obișnuiați să mergeți periodic cu fata la doctor? Nu. Au fost acum descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Educația copilului vi se pare importantă pentru viitor? Ce clasă ești? 8-a. O să mergi mai departe la liceu? Da. Unde? În Gheorghe Fiță. În Craiova? Da. Aveți posibilitatea să o susțineți mai departe la liceu? Încercăm. Trebuie să facă naveta sau gazdă sau aveți pe cineva acolo? Naveta. Înțeles. Tu ce vrei să faci când o să fii mare? Trebuie să înveți mult pentru asta. Ai lipsit anul ăsta de la școală? Nu. Bravo. Faci meditație acum în clasa 8-a? Nu. Bravo. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, o să-l folosești la școală? Sau la liceu mai departe? Sau ai vreun frățior? Nu, am un frate mai mare. Am înțeles. Bine, vă mulțumim. O zi bună. Cum vă numiți? Buia Mariana, Buia Tănu. Pentru ce ați venit astăzi aici? Păi la solicitarea dumneavoastră pentru un control medical. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Benefică pentru sănătatea copilașilor, pentru prevenirea anumitor boli, să zicem. Obișnuia să mergeți cu copilul periodic la doctor?
Nu, sincer. Numai când apar anumite probleme. Acum au fost descoperite probleme pe care nu le știați? Da, de exemplu, mi s-a recomandat un control oftalmologic, deși și eu port ochelari și fratele lui mai mare poartă, n-am sesizat ca fiind o problemă încă. Veți merge mai departe la specialist? Bineînțeles, da. Educația copilului o considerați importantă pentru viitor? Foarte importantă. Îl ajutați la teme, dacă are nevoie, urmăriți dacă își învață lecțiile? Zilnic, da. Ți-ați place să vii la școală? Da. Care este materia ta preferată? Biologia. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Polițist. Polițist? Bravo. Ai lipsit anul ăsta de la școală? Nu. Da. Deci ai fost sănătos și nu te-ai împiedicat nimic să vii la școală. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi să-l folosești mai departe? Da. Bine, vă mulțumim mult. O zi.